Am revenit la Viniul în Vizită. Președintele USIP Iași este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit! Ne v-am găsit! În ultima perioadă, în ultimele zile, se vorbește mai ales despre reduceri de posturi în învățământul preuniversitar. O să vă rog să ne detaliați despre această problemă. Da, din păcate, așa este. Aveți dreptate. Noi am intrat în posesia unui document care a circulat pe paginile de Facebook din data din 1 octombrie și evident am fost foarte surprinși, deoarece oficial federațiile sindicale nu au fost anunțate despre aceste reduceri de posturi. Din păcate s-a confirmat că ceea ce era în documentul respectiv se întâmpla în inspectoratele școlare județene, inclusiv la inspectoratul școlar județean Iași. Aici trebuie să spun că în ceea ce privește județul Iași lucrurile nu arată la prima vedere chiar așa dramatic cum ar fi în alte județe și mă refer aici la faptul că vorbim de diminuare de posturi relativ, să spunem, mici, care pot fi controlate fără a fi afectate efectiv, fără a fi afectate concret salariații din învățământ. Este vorba despre 40 de posturi pe învățământul de masă și 10 posturi pe învățământul special. Lucrurile sunt mai dificile pe învățământul special, deoarece, așa cum știți, la nivelul județului există doar 7 școli speciale. În alte județe situația este mai gravă, da? Situația este mult mai gravă în alte județe. Pot spune că doar județul Giurgiu nu apare pe această listă neagră. Alte județe, adică să facem o comparație între Iași și alte județe, câte... Avem diminuare și de 250 de posturi în alte județe, 150, 100. Cum s-a ajuns la această situație? Cum s-a ajuns? Așa cum vă spuneam, am fost chiar ieri la Ministerul Educației Naționale, unde am fost prins de către directorul Direcției Financiare, domnul Mihai Păunică, și de către secretarul de stat, domnul Alexandru, care ne-au spus că vorbim de o corelare a fondurilor cu elevii. Prin urmare, dacă sunt elevi mai puțin în școală, evident că vorbim și de posturi mai puține. Per total, vreo 4300 de posturi la nivel național. Am încercat să le explicăm că învățământul nu este un SRL pe care să-l privim strict din perspectiva cifrelor și din perspectivă contabilă. Este mai mult, are în spate oameni, sunt elevi, sunt diferite situații care nu pot fi strict privite prin corelația finanțării per elev. Așa cum se știe, sunt anumite școli care, chiar dacă au un număr mai mic de elevi, nu pot fi compensate cu mutări în alte zone pentru a face acele comasări pe care le tot auzim în ultimii ani și pe care de altfel noi le și respingem, pentru că este ciudat să transformi elevi de preprimar în navetiști. Să fii navetiști de la 6 ani este destul de greu. Deci nu vi se pare corectă această corelare? Nu este corectă deoarece, așa cum am tot arătat în ultimii ani, vorbim de o subfinanțare cronică a învățământului. Sunt acea finanțare, acel coeficient acordat fiecărui elev este foarte mic. Vă pot spune că, în general, după ce este fixat bugetul, se împarte la numărul de elevi și rezultă un coeficient pentru fiecare elev. Rezultă o sumă pentru fiecare elev în parte. Ori lucrul ar trebui să stea exact invers, adică ar trebui făcută mai întâi o evidență a necesarului din anul respectiv. Trebuie să vedem ce necesar avem în ceea ce privește cheltuielile de personal, în ceea ce privește cheltuielile materiale. Dacă vorbim de investiții, dacă vorbim de dotări, facem o sumă totală pe care, evident, ulterior ar trebui să o împărțim la fiecare elev existent. Ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, care sunt principalele efecte ale acestor reduceri de posturi? Principalele efecte, așa cum vă spuneam, cel puțin pe învățământul de masă, dacă ar fi să ne referim la județul Iași, constau în anumite reduceri, tăieri de ore la anumite categorii, care însă, din fericire, nu afectează foarte mult. Mă gândesc aici mai mult la
o perspectivă care ar putea fi mult, mult mai tristă din perspectiva unor astfel de măsuri, pentru că dacă acum vorbim de doar 40 de posturi care ar trebui diminuate, mi-e teamă că într-un viitor nu foarte îndepărtat s-ar putea să ne trezim peste noapte că ar trebui tăiate 400 de posturi și lucrurile ar arăta mult, mult mai grav. Spuneați că ieri ați fost la București, acolo au venit mai mulți reprezentanți. Da, 25 de lideri din toate județele. La ce concluzie s-a ajuns? Sau ce se va întâmpla de acum? Toate județele. Păi, că concluzia a fost aceea că nu avem încă un ministru numit pe funcție, deși ordinul de numire a fost semnat de către președintele României, domnul Klaus Iohannis. Nu a apărut încă monitorul oficial, prin urmare la Ministerul Educației nu are cine să ia o astfel de decizie de a anula respectivul orden. În consecință, federația la care și noi suntem afiliați pe SRI-ul a făcut o adresă către Guvernul României, prin care am cerut anularea acestui ordin, deoarece ei au competența și pot să o facă. Mă refer aici direct la instituția primului ministru. Profesorii, cum au primit această veste? Învățătorii, profesorii? Păi nu o poți primi cu foarte multă bucurie. Sunt măsuri care îngrijorează, care evident conduc la o anumită zonă de stres, deoarece, așa cum vă spuneam, nu poți să fii fericit în momentul în care peste noapte te trezești că se dispun diminuări de posturi, care evident te gândești că te-ar putea afecta direct și pe tine. O altă problemă cu care se confruntă învățământul preuniversitar sunt salariile reduse ale secretarilor și contabililor. Da, bine, ar fi numai asta, dar asta a venit la pachet. Avem probleme și cu personalul nedidactic. Mai avem probleme și cu alte categorii de exemplu cu asistenții sociali din școlile speciale, cu infirmierele din școlile speciale. Sunt salarii, din păcate, foarte mici și care nu au mers în logica legii unice de salarizare, în logica legii 153. Dar pentru că aminteați de secretari și contabili, aici lucrurile au fost, să spunem, din păcate mai clare, în ghilimele, dacă putem spune așa. Tot peste noapte aceștia au beneficiat de venituri cu aproximativ 3-400 de lei mai mici. Ceea ce arată încă o dată maniera ciudată de a gândi a celor din minister. Este foarte greu să coreleze, de exemplu, numărul de elevilor cu munca unui contabil. Când s-a întâmplat acest lucru? Păi chiar acum, la salariul din luna octombrie. Ce veți întreprinde pentru aceste categorii? Ceea ce vă întreprindem și am făcut și până acum, vorbim de acele discuții care au loc la minister pentru a modifica programul de salarii edusale, în așa fel încât aceste diminuări să nu mai existe, să revenim la salariile nediminuate. Iar în ceea ce privește diminuările de tăierile de posturi, evident ne dorim anularea acelui ordin. Astea sunt obiectivele pe care le avem în față. Însă, vedeți, din păcate, chiar dacă adresa a fost făcută astăzi, mă gândesc și mă întreb în cât timp se va mișca și Guvernul României, pentru că, din păcate, sunt în desfășurare aceste diminuări de posturi. Ați pomenit și o problemă legată de asistenții sociali, da. Salarii reduse și în cazul lor? Da, vorbim de salarii reduse și în cazul acestora, necorelate cu salariile din școlile, din școlile speciale, care, așa cum știți, au un regim mai aparte. Sunt situații mai dificile și ar trebui, evident, să categoria respectivă ar trebui să fie beneficiară unor venituri mai consistente și nu cele pe care le au în prezent. Faptul că nu avem încă un ministru al educației, cum se răsfrânge asupra învățământului preuniversitar? Lipsa unui ministru, evident, contează foarte mult lipsa unui titular, pentru că în minister nu există acel element decizional suprem. Secretarii de stat nu pot lua decizii de anvergură, ci doar decizii administrative în cazuri de acest gen. Noi nu avem cu cine comunica, nu avem cu cine dialoga, nu avem cu cine negocia și atunci nu poți decât să fii într-o stare de așteptare până la momentul în care ar apărea un ministru titular. Iar la București s-au pus în discuție și alte subiecte, în afară de reducerea de posturi din învățământul... A fost o discuție tensionată, chiar aș spune foarte tensionată,
deoarece sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Acest mister, această ocultarea unor documente care a condus la astfel de măsuri ne pune pe gânduri, pentru că una este ceea ce ni se pune uneori în față și ceea ce se discută cu reprezentanții federațiilor sindicale și alta este ceea ce apare ulterior. Faptul că nu s-a știut de aceste diminuări, faptul că nu s-a comunicat, printr-o adresă, că nu am fost consultați cum ar fi fost normal, pentru că chiar dacă mai pot apărea probleme de acest gen, o lipsă de fonduri mi s-ar părea normal să fie discutată și nu problema să fie tratată de o manieră a spune abuzivă și care denotă o profundă lipsă de respect pentru partenerii de dialog social, în speță pentru sindicatele din învățământ. Dar aveți certitudinea că acest ordin de anulare se va da? Nu am nicio certitudine și nu mai pot să am nicio certitudine. Prin urmare, m-am și ferit să spun că lucrurile vor fi pozitive. Pur și simplu, la acest moment preferăm să așteptăm să vedem care va fi decizia guvernului. În cazul în care acest ordin nu se va da, ce veți face? Ce vor face reprezentanții sindicatelor? În cazul în care acest ordin nu se va da, coroborat probabil și cu alte semne de nemulțumire, ne-ar putea pune, ne-ar putea aduce în fața unor tensiuni care ar putea declanșa proteste în zona învățământului preuniversitar. Proteste care nu putem să știm până unde pot ajunge. Când au avut loc ultimele proteste? Personal, noi ca și Sindicat Județean am avut un protest de anvergură chiar în vară, în luna mai, dacă nu mă înșel, mai sau iunie, nu mai rețin exact, când am ieșit cu personalul nedidactic în fața prefecturii. Aici avem o altă problemă, apropo de anumite legi și de acest haos legislativ care este promovat de către minister și de către Guvernul României. Mă refer la acel regulament pentru spor care nici până la această oră nu este pus în aplicare și de care ar putea beneficia această categorie care, așa cum știți, are venituri foarte mici. Vorbim de 1.000 de salariilor de aproximativ 1.200 de lei. Dacă ne întoarcem la reducerea de posturi în învățământul preuniversitar, vorbeam de 50 de posturi. Însă, ce privește regulamentul pentru sporuri, noi am încercat să ne luăm destinul în propriile mâini. Am fost la Direcția de Sănătate Publică, le-am explicat situația. Dumnealor ne-au spus cam ce am avea de făcut, cam cum ar trebui să arate dosarul fiecarei unități școlare și vom încerca să transmitem aceste date către unitățile școlare pentru ca acele expertizări ale locurilor de muncă să fie făcute, pentru că acesta este primul pas pentru a putea ajunge la acele sporuri care decurg din regulamentul de care vă vorbeam. Cu ce alte probleme se confruntă învățătorii și profesorii? Cu ce alte probleme? Cu foarte multe probleme. Mă refer aici, în primul rând, la birocrația excesivă, la acele sarcini care nu au nicio legătură cu realitatea, spuneți, nu? Nu, cu partea efectivă de predare de la clasă. Am găsit o unitate școlară care are peste 40 de comisii constituite la nivelul unității școlare. Vă imaginați că unitatea are aproximativ 70 de angajați și au 40 de comisii constituite. Una dintre comisii chiar mi-au atras atenția, pentru că sunt și comisii care uneori te gândești că probabil cineva a stat destul de să le gândească. De exemplu, Comisia de Înfrumusețare. Comisia, știu. Ce fel de comisie asta? Comisia de înfrumusețare, bănuiesc că are legătură cu înfrumusețarea școlii. Nu al profesorilor, învățătorilor. Da, nu al angajaților din unitatea școlară. Și bineînțeles că lista ar putea continua. Da, în mod normal, conform unui ordin de ministru, ar trebui ca în unitățile școlare să existe maxim 7 comisii. Vă pot spune că în Franța nu există niciun fel de comisii. Deci profesorul se ocupă doar de Bun, dar care predat. Este? Care ar fi rolul acestor comisii?
Rolul acestor comisii... Sau nu prea au un rol. Nu prea au, pentru că oricum partea birocratică de care vă spuneam este una... Adică orice ai face într-o școală trebuie să întâlnești o comisie, din, da? Cam așa este. Comisii de etică, comisii de disciplină, și de exemplu, în cazul comisiei de... comisie de perfecționare, comisii și... Vă spuneam, însă aproximativ 40 de comisii. Comisii de monitorizare a absențelor, comisii pentru buțele școlare. Bănuiesc, adică încerc să-mi dau seama că în aceste comisii fac parte aceleași cadre didactice sau dacă nu neapărat aceleași. Dacă o școală, o unitate școlară are aproximativ 70 de cadre didactice, un profesor are șansa să prinde 30-40 de comisii. Nu doar unul. Ce spun profesorii? Deci cam fiecare dintre ei au șansă să prindă 30-40 de comisii. Ce spun profesorii legat de aceste comisii? Păi nu prea mai poți să spui. Vedeți, fiecare, aceste comisii au totuși, din păcate, au și fundament legal uneori, pentru că sunt anumite zone pe care trebuie să le acopere într-un fel sau în altul. Și atunci faci acele comisii pentru ca lucrurile să pară că sunt în ordine. E un număr minim de membri atunci când vorbim de comisie, nu? Nu, vorbim, evident, dacă vorbim de o comisie, ar trebui să vorbim de minimum 3 într-o comisie. Pot fi și 2 persoane, pot fi și 3, pot fi și 5, 6 persoane, depinde de importanța comisiei și de anvergura acesteia. Deci comisia se întrunește și acolo să înțeleg că sunt dezbătute anumite, da? Zona de competență acelei comisii, evident. Dacă avem o comisie de înfrumusețare, așa cum vă spuneam, bănuiesc că acea comisie ar trebui să se ocupe de, mă rog, de florile, de trandafirii din curtea școlii și nu de planificări. Iar acest lucru, aceste comisii, implică în special timp dedicat din partea evident că implică, cadrelor didactice. Că implică timp. Mai puneți la toate acestea și activitățile extracurriculare pe care le avem precute în fișa postului și pe care trebuie să le realizăm. Și nu în ultimul rând, că așa am ajuns, partea cea mai importantă, predatul efectiv la clasă, pentru că în definitiv asta este baza profesiei de profesor. Să intri la clasă și să predai, nu să te apuci să numeri trandafirii din grădină. Dacă revenim la subiectul legat de reduceri de posturi, în județul nostru ați identificat ce școli ar putea fi afectate? Da, nu, să știți sau că au... Sau nu putem încă vorbi despre asta. Sunt discuții între Inspectoratul Școlar Județean și direct unitățile respective. Vă pot spune că nu toate unitățile vor fi afectate de aceste... Exact, că sunt puține, spuneați. Da, nici diminuare. Probabil acolo unde sunt situații în care pot fi făcute aceste restrângeri fără a fi afectate foarte multe persoane sau a fi afectate cât mai puține persoane, acolo se și fac. Asta este și sensul acestor. Vom cere și noi o situație la Inspectoratul Școlar Județean pentru a vedea concret de unde au fost tăiate acele posturi. Așa cum vă spuneam, pentru moment este un proces în derulare și pe care vom încerca să-l controlăm, măcar să-l cunoaștem, să știm și noi de unde s-a tăiat și cât. Iar un termen de anulare a acestor reduceri încă nu se știe, evident, da? Mi-aș dori ca acel ordin să apară imediat, dar prefer să pun răul în față și să vedem cum stăm. În funcție de ceea ce ni se va semna, dacă vor fi situații mai dificile, evident că vom încerca să intervenim acolo unde... Dar până la momentul actual, așa cum vă spuneam, nu vorbim de persoane disponibilizate, deci exact, date afară din sistem. Nici din rândul profesorilor titulari, nici al suplinitorilor. Spuneți că veți încerca să interveniți. Cum anume? Avem o gamă variată. Putem merge de la protest până la instanță, așa cum am mai făcut-o și în trecut. Iar profesorii... Și când spun protest, mă gândesc de această dată nu la un protest în Iași, ci la un protest în București, pentru că acolo e decizia. În cazul în care acest ordin de anulare nu va fi dat, profesorii vor beneficia și de asistență juridică, nu? Da, categoric. De fiecare dată se întâmplă acest de lucru? De fiecare dată, da. Când avem probleme de acest gen, tot timpul am intervenit. În speranța că veți rezolva această problemă? Da, nu ar fi numai... Mai sunt probleme. Vedeți, Guvernul României are restanțe la hotărârile judecătorești. Avem hotărâri obținute în anii 2012-2013, nici până în acest moment
finalizate și încasate în totalitate. Sau o altă speță, cea a dobânzilor, în care, deși am terminat procesul în anul 2014, abia în acest an se vor acorda 5% din suma întreagă. Imaginați-vă că perioada de derulare a acordării sumelor pentru dobânzi este de 5 ani. Ajungem undeva în anul 2023. Cu alte cuvinte, un proces terminat în anul 2014 este finalizat ca plată, în termeni optimiști, în anul 2023, ceea ce arată că deja anumite hotărâri judecătărești au devenit drepturi iluzorii și că sistemul judiciar și ideea de instanță și de proces poate părea perimată în zona învățământului. Dar noi suntem perseverenți și vom merge pe drumul pe care îl cunoaștem foarte bine. Domnule Laviniu Lăcustă, vă mulțumesc mult pentru intervenția în jurnal și sperăm să se rezolve toate problemele de care s-a vorbit astăzi. Sau măcar o parte. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de NISA.